Salut, eu sunt Vlad, acesta este review-ul Startup.ro pentru soundbar-ul Sony HTX8500. Modalitatea destul de accesibilă prin care poți să-ți faci sufrageria să sune foarte bine. Soundbar-ul Sony HTX8500 este unul de clasă medie, atât la nivel de preț, cum spuneam, cât și la nivel de specificații. Este un device pentru cei care nu vor să se bazeze pe sunetul televizorului în sufragerie, ci vor ceva mai complex, dar vor în același timp să scape de cabluri sau de un sistem 5+1 care ocupă destul de mult spațiu. Sony HTX8500 este un produs discret, moderat și de dimensiuni reduse. Și dacă tot am vorbit despre dimensiuni, să intrăm în detalii și să vorbim despre design. Sony HTX8500 continuă abordarea minimalistă asupra ideii de soundbar pe care o are Sony de ceva vreme. E cumva autodescris, dreptunghiul are o lungime redusă de doar 89 de cm și are un singur cablu care se conectează la priză, spre deosebire de modele mai scumpe care au și subwoofer, de exemplu. Boxa are un grăiaș de plastic negru și restul suprafeței este într-o imitație de piele neagră care se simte foarte bine la atingere. În partea inferioară avem o bară de metal discretă, argintie. Butoanele sunt tactile. Greutatea este totuși una destul de mare, chiar dacă în general avem un model foarte compact, 3,1 kg. Te recomanda, o cărămidă neagră de mici dimensiuni nu face cinste Sony. E una dintre cele mai urâte văzute pe piață și e păcat de boxa aceasta. Minimalismul a fost prost înțeles în cazul acesta. Așadar, avem de-a face cu un model de soundbar mic ca dimensiuni, dar cu greutate destul de mare. Nu că ar conta cu adevărat asta, pentru că un soundbar stă sub televizor și nu prea miști niciodată. Să trecem însă la lucruri importante pentru audiofili și să vedem specificațiile tehnice. Sony HTX8500 e un sistem cu 2.1 canale, subwoofer incorporat și Dolby Atmos. Ce înseamnă asta în traducere liberă? Sony folosește o tehnologie numită Vertical Surround Engine, care simulează sunetul unui sistem mai complex. Astfel, prin intermediul poziționării boxelor și a tehnologiei VCE, Sony reușește să emuleze senzațiile de la cinema sau din tipul unor partide de fotbal, de exemplu. Cele două boxe reușesc să-și facă treaba bine în a simula senzațiile, deși știi în definitiv că nu ai un sunet la fel de bun ca la un sistem, dar măcar mai bun decât la televizor. Soundbar-ul poate fi setat pe mai multe modele de ascultare, de la știri, la cinema, muzică, gaming sau competiții sportive. Aceste setări schimbă modul în care se face simularea. La filme, de exemplu, reușește să se joace cu sunetul pentru a da impresia că se aude din mai multe părți sau chiar de lângă televizor. Am apreciat cel mai mult setarea aceasta chiar și atunci când mă uitam, de exemplu, la fotbal, pentru că modul de competiții sportive nu e destul de potrivit, deoarece nu ia în calcul și comentariul de la televizor. Boxa are un subwoofer dual incorporat în centrul său care recrează bine sunetul de bas, fără să fie un reper în domeniu. Boxa este una destul de reușită pentru prețul și dimensiunile sale, dar chiar pentru cei care nu sunt audiofili, cum sunt eu, are imperfecțiunile sale. În afară de modul cinema care chiar mi-a plăcut, restul modurilor mi se păreau destul de inutile. Cumva aveau volumul mai mare, dar nu simțeai cu adevărat diferența de calitate. Să trecem însă la conectivitate. Mie îmi place o viață fără cablu, din acest motiv soundbar-urile moderne mă atrag. HTX8500 are conectivitate wireless la televizor prin Bluetooth. Poți conecta boxa și la smartphone dacă ai o petrecere în casă. Ce mi-a displăcut e că de fiecare dată când o porneam, având un televizor Samsung, trebuia să o conectez fără să țină minte această opțiune. Există însă conectivitate HDMI, se poate conecta la televizoare Sony prin Bravia Sync, e compatibil Dolby Vision și 4K. Amplificatorul este unul digital de tip S-Master cu 3 canale. Există și un USB tip A pentru actualizarea firmware-ului. La final, înainte de concluzii, să vorbim și despre preț. Sony HTX8500 costă 1850 de lei, dar am găsit și la 1700 de lei, redus. Pentru cei care tocmai și-au luat un televizor și nu mai vor să scoată bani foarte mulți pe un soundbar, Sony HTX8500 este o variantă foarte bună. Mi-a plăcut tehnologia de virtualizare a sunetului și rezultatele sunt chiar foarte bune, plus că designul e interesant. Eu am fost Vlad, acesta a fost review-ul Startup.ro pentru soundbar-ul Sony HTX8500. Până data viitoare, nu uitați, un like, un share, un subscribe. O zi bună!